Suntem live. Ok. Probabil cu permisiunea dumneavoastră, noi o să începem prezentarea, da? Cei care sunt în întârziere o să conecteze și o să alăture, da? Stimați domn, doamne, bună ziua! Eu mă numesc Carolina Ungureanu, sunt vicedirector și manager de proiect la Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale, IDIS Viitorul. O organizație non-guvernamentală din Republica Moldova care implementează un șir de proiecte atât la nivel local cât și național. Ne bucurăm că în această săptămână anticorupției, când ieri a fost celebrată Ziua Internațională a Anticorupției, astăzi noi avem posibilitate de a prezenta, de a face această prezentare publică a evaluării impactului planului sectorial de acțiune anticorupție în domeniul fiscal pentru anul 2018-2020. Este o activitate sau un proiect implementat de IDIS Viitorul în cadrul proiectului Lupta cu corupția prin consolidarea integrității în Republica Moldova, implementat de PNUD Moldova cu suportul financiar al Ministerului Afacerilor Externe al Norvegiei. Aș putea să menționez că sistemul fiscal din Republica Moldova reprezintă un domeniu vulnerabil la riscuri de fraudă și corupție, așa precum și celelalte componente ale sectorului public. În ultimii ani, sistemul fiscal trece printr-un proces amplu de reformare. Un element esențial pentru succesul reformei este implementarea măsurilor pentru consolidarea integrității instituționale a serviciului fiscal de stat. Înainte de a prezenta care sunt constatările experților de la IDIS Viitorul pe marginea evaluării impactului planului sectorial de acțiune anticorupție în domeniul fiscal 2018-2020, cu permisiunea dumneavoastră o să oferim cuvântul doamnei Lidia Chirioglo, șef interimar al Direcției Generale Prevenirea Corupției de la Centrul Național Anticorupție. Bună ziua și vă rugăm să... Bună ziua! Vă mulțumesc pentru că ați onorat invitația de a participa la evenimentul de prezentare a raportului de evaluare al impactului planului sectorial de acțiune anticorupție în domeniul fiscal pentru anii 2018-2020. Eveniment inclus pe agenda săptămânii anticorupție, demarată de către Centrul Național Anticorupție, cu prilejul marcării Zilei Internaționale Anticorupție, celebrată la data de 9 decembrie. Strategia Națională de Integritate și Anticorupție, care reprezintă principalul document de politici publice cu menirea de a sistematiza și eficientiza eforturile entităților publice în domeniul anticorupție și de a consolida integritatea, include abordarea sectorială a fenomenului corupției într-o reducere a riscurilor de corupție în cele mai vulnerabile sectoare ale activității publice, printre care se regăsește și domeniul fiscal. Întrucât adesea impactul unor documente de politici naționale nu se materializează suficient la nivel sectorial, local și la nivelul contactului cetățeanului cu prestatorul de servicii publice, elaborarea și implementarea planurilor sectoriale anticorupție va permite atingerea unor rezultate cuantificabile și durabile. Planul sectorial de acțiune anticorupție în domeniul fiscal pentru anii 2018-2020 urmărește atingerea obiectivului principal prin creșterea calității și consolidarea activității serviciului fiscal de stat prin aplicarea corespunzătoare a legislației de integritate și anticorupție, îmbunătățirea calității și predictibilității cadrului normativ fiscal, sporirea transparenței actului decizional și, de ce nu, modernizarea procesului de prestare a serviciilor prin dezvoltarea și implementarea unor sisteme informaționale automatizate și operaționale, precum și asigurarea cooperării interinstituționale. Totodată, evoluția atingerii rezultatelor scontate, stabilite pentru fiecare prioritate a planului de acțiuni, poate fi înfăptuită doar printr-un amplu exercițiu de evaluare al impactului realizării activităților propuse în baza unei metodologii de evaluare care evidențiază regulile și algoritmul general aplicat în procesul de evaluare. Astfel, raportul care urmează a fi prezentat de către experți
cuprinde analiza rezultatelor procesului de evaluare, atât din punct de vedere al progresului, cât și al impactului acțiunilor prevăzute pentru a fi realizate în perioada 2018-2020. De asemenea, vreau să menționez că raportul cuprinde o serie de recomandări și de soluții pentru consolidarea integrității în domeniul fiscal și reducerea riscurilor de corupție. Acest vast exercițiu nu ar fi fost posibil, desigur, fără implicarea echipei proiectului PNUD, lupta cu corupția prin consolidarea integrității durabile în Republica Moldova, cărora le aducem sincere mulțumiri, precum și experților din cadrul Asociației Obștești IDIS Viitorul, care au elaborat acest studiu, care este unul pe înțelesul tuturor. Eu vreau să vă mulțumesc încă o dată tuturor și să vă doresc succese. Sper să avem posibilitatea de a pune în discuții toate recomandările care vor fi înaintate de către experți pe parcursul prezentării acestui studiu. Mulțumim foarte mult, doamna Lidia Chirioglu, pentru intervenția dumneavoastră și în continuare dorim să invităm pe doamna Irina Lupașcu, șef secției din cadrul Direcției Management Organizațional de la Serviciul Fiscal de Stat. Un cuvânt de deschidere și de salut. Bună ziua, stimați colegi, experți, stimați parteneri, mă bucur să vă revăd pe unii din voi în sesiunea de astăzi. Din numele directorului Serviciului Fiscal de Stat vreau să vă salut și să vă mulțumesc pentru că v-ați asumat inițiativa de a realiza acest exercițiu complex de evaluare a impactului planului sectorial de acțiune anticorupție în domeniul fiscal. Evaluare pe care o considerăm și o apreciem foarte importantă pentru instituție, deoarece ne dorim și tindem să fim independenți, imparțiali, integri și independenți de oricare factori politici, sociali, economici sau de altă natură. După cum a menționat și mult stimata doamna Lidia, Planul Sectorial de Acțiune Anticorupție în domeniul fiscal pentru anii 2018-2020 a fost aprobat prin hotărârea de guvern 325 din 2018 și el vine ca un suport pentru realizarea strategiei naționale de integritate și anticorupție, în special partea ce ține de abordare sectorială a corupției din pilonul 2 al strategiei. Prin urmare, Serviciul Fiscal de Stat și-a propus să revizuie anual acest plan prin identificarea și aprobarea de noi acțiuni cu stabilirea indicatorilor, termenilor de realizare, în așa fel încât să asigurăm, cel puțin să depunem eforturile pentru atingerea indicatorilor și priorităților din hotărârea de guvern menționată. Un lucru cu adevărat important este efectul pe care l-a avut acest plan sectorial și impactul pe care noi îl considerăm destul de mare, deoarece efectul acestuia a constat în faptul că pe măsura desfășurării activităților și acțiunilor noastre anticorupție, Serviciul Fiscal de Stat și-a consolidat o cultură organizațională în așa fel încât principiile de integritate și anticorupție practic au fost omniprezente în toate inițiativele noastre. Aici vorbesc de reforme desfășurate, de servicii prestate, activități inițiate și fără îndoială vor ghida și activitatea noastră și demersurile noastre ulterioare. Iarăși, subliniez și menționez încă o dată că Serviciul Fiscal de Stat a trecut printr-un proces amplu de restructurare și reformare și aici putem vorbi nu doar despre restructurări interne sau îmbunătățiri de procese și proceduri, dar vorbim și de o reorientare a autorității fiscale dinspre sau de la control și rezistență la deservire, la educare, la prevenire, la conlucrare și cooperare. În acest scop a fost desfășurate un șir de instruiri, inclusiv sub aspect de comunicare cu toți funcționarii fiscali, pentru a explica și ajunge de fapt la concluzia că noi, ca funcționari fiscali, fiind integri și profesioniști, motivăm și contribuabilii să fie la rândul lor conform prevederilor legislației în vigoare. Din acest considerent, atunci când am primit demersul IDIS Viitorul despre inițiativa lor de a procede la așa un exercițiu de evaluare, am fost, sincer vorbind, entuziasmați, deoarece
o evaluare independentă și mai cu seamă o evaluare din exterior, din partea unor reprezentanți a societății civile, este mereu binevenită și sperăm de asemenea că și rezultatele evaluării vor fi pe măsura așteptărilor, în sensul că nu neapărat să fie de laudă sau de categorii pozitive, da? Dar să identifice poate și acele carențe și acele deficiențe pe care noi din interior încă nu am reușit să le sesizăm. De asta mizăm foarte mult pe niște recomandări constructive și realizabile. De fapt, anul acesta pot spune că a fost un an bogat în tot felul de evaluări din punct de vedere al integrității și anticorupției și aici mă refer la acel raport de monitorizare realizat de Transparency International Moldova pe baza implementării, să spun, bunelor practici și a principiilor bunei guvernanțe în 12 autorități publice centrale. De asemenea, cunoaștem că PNUD, în colaborare cu colegii de la CNA, au realizat o evaluare a implementării planurilor, tuturor planurilor sectoriale anticorupției care au fost aprobate în cele 9 autorități. La fel, aș menționa și despre o evaluare din punct de vedere al integrității și al principiilor de bună guvernare a unei misiuni, a echipei misiunii de experți ai Fondului Monetar Internațional, care în perioada iulie-august au desfășurat un amplu exercițiu de evaluare comprehensivă, complexă, aș spune eu, a politicilor și practicilor anticorupție din autoritățile publice. De fapt, pot să menționez că experții au apreciat pozitiv eforturile Serviciului Fiscal de Stat în toate cazurile, dar urmare a evaluărilor, de fiecare dată am putut să identificăm un set de recomandări pe care noi le-am primit cu deschiși, da? Și ne propunem să le asigurăm în viitorul apropiat. De asta, cu mare plăcere, așteptăm și raportul realizat de experți pe care îl vom utiliza și ne vom ghida, și de care ne vom ghida în activitatea noastră ulterioară. Vă mulțumesc! Mulțumim, doamna Irina Lupașcu. Într-adevăr, pot să menționez că a fost un exercițiu complex pentru experții de la IDES Viitorul și sperăm ca recomandările, ca urmare a evaluării, impactul să fie utile pentru dumneavoastră, pentru instituție și respectiv să întreprindeți măsurile necesare pentru ca contribuabilii să fie mulțumiți de către Serviciul Fiscal de Stat. Da? Cu permisiunea dumneavoastră am să vă ofer cuvântul doamnei Olga Crivoliubic, managerul proiectului Lupta cu corupția prin consolidarea integrității durabile în Republica Moldova. Dacă e posibil să conectați microfonul. Mulțumesc. Da, scuze, n-am conectat microfonul. Bună ziua, doamnelor și domnilor, onorată asistență. Am onoarea să vă salut din partea Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare în Republica Moldova. La prezentarea acestui raport de evaluare a impactului implementării planului anticorupției sectoriale în domeniul fiscal, acest raport a fost lansat, inițiat la inițiativa PNUD Moldova și a Centrului Național Anticorupție în contextul implementării strategiei naționale de integritate și anticorupție. Prezentăm acest raport în cadrul Săptămânii Anticorupție, dedicată celebrării Zilei Internaționale Anticorupție, sărbătorită în fiecare an la nivel global pe data de 9 decembrie. Aș vrea să menționez că în acest an, motoul Zilei Anticorupție la nivel global este recuperare cu integritate. Acest motou subliniază că doar cu integritate, respectând valorile integrității și valorile anticorupție, putem să ne recuperăm de această criză pandemică prin care trecem cu toții. Și în special în acest context, implementarea efectivă a planurilor sectoriale anticorupție în domeniile definite de către strategia națională pentru integritate și anticorupție trebuie să devină prioritate numărul 1 pentru autoritățile responsabile. Am inițiat acest exercițiu complex
realizat de către experți independenți ca să asigurăm o evaluare informată și obiectivă a implementării planului sectorial anticorupție în domeniul fiscal, ținând cont de importanța strategică a acestui sector, dar aș vrea să menționez că în anul viitor planificăm să evaluăm, să realizăm evaluarea încă a cel puțin alte două planuri sectoriale prevăzute de strategie. Sperăm că recomandările și constatările studiului vor fi luate în considerație la eventuală actualizare a planului sectorial pentru a asigura că activitățile realizate cu adevărat au un impact, contribuie la sporirea integrității în domeniul fiscal și sunt resimțite de către contribuabili din diferite categorii. Și pe final aș vrea să reiterez suportul Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare în prevenirea corupției în Republica Moldova și în promovarea valorilor integrității la toate nivelurile. Vă mulțumesc! Doamna Olga Krivoliubic și noi, cei din societatea civilă, ținem să mulțumim PNUD Moldova pentru eforturile conjugate pe care le întreprinde pe acest domeniu și evaluarea diferitor planuri sectoriale de acțiune anticorupției. Pentru noi este important ca să monitorizăm diferite sectoare pentru a vedea din exterior și a veni cu un plus valoare cu recomandări pentru instituții. Bine, am să reiterez probabil faptul că acea strategie națională de integritate și anticorupție pentru anii 2017-2020, exact cum a menționat și doamna Lidia Chirioglu și doamna Olga Krivoliubic, prevede pentru sistemul fiscal din Republica Moldova implementarea unor măsuri suplimentare pentru diminuarea riscurilor de corupție și în acest scop a fost aprobat acest plan sectorial de acțiune anticorupție în domeniul fiscal pentru anii 2018-2020. Obiectivul de bază al experților de la IDIS Viitorul a fost de a evalua planul sectorial de acțiune anticorupție în domeniul fiscal pentru 2018-2020 prin prisma măsurării progresului în realizarea acțiunilor, dar mai important și a impactului generat de implementarea acestora și, în ultimul rând, formularea recomandărilor menite să contribuie la consolidarea integrității funcționarilor fiscali, dar și a serviciului fiscal de stat, precum și reducerea riscurilor de corupție în sectorul fiscal, precum și sporirea încrederii contribuabililor. Cu permisiunea dumneavoastră, am să ofer cuvântul colegilor mei care vor prezenta constatările principale, deoarece raportul este unul complex mare. În măsura timpului acordat, o să încercăm să prezentăm principalele constatări și recomandări ca urmare a evaluării impactului. Cu permisiunea dumneavoastră am să-i ofer cuvântul doamnei Diana Ienache, expertă de la Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale IDIS Viitorul, care ne va vorbi un pic despre metodologia aplicată de către experți, dar va face și o prezentare a priorității numărul 1, sporirea transparenței și implicarea uniformă a părților interesate în procesul decizional și impactul acțiunilor ca urmare a implementării planului sectorial de acțiune anticorupție în domeniul fiscal. Da? Diana, te invităm să ne prezinți. Mulțumesc, Carolina. Bună ziua tuturor! În primul rând, mulțumim că sunteți cu noi la prezentarea de astăzi. Știm că este o perioadă extrem de încărcată pentru toți, de aceea menționez din start că voi încerca să fiu foarte succintă, dar totodată subliniez faptul că nu vom reuși să prezentăm nici pe departe toate constatările și toate rezultatele analizei din prezentul studiu, de aceea vă invităm să-l accesați inclusiv sau cel puțin la sinteza care are câteva pagini și se află în același studiu și este disponibil atât pe site-ul nostru cât și pe site-ul
partenerilor de la UNDP. Deci, cum a menționat și Carolina, într-adevăr am să prezint pe scurt metodologia înainte de a trece nemijlocit la prezentarea principalilor constatări și recomandări care sunt aferente priorității 1 din planul respectiv. Doar o clipă să distribui prezentarea. Așa. E în regulă, da? Se încarcă. Da, este, se vede. Este, da? Bine, să trecem nemijlocit la obiectul evaluării, da? Sau respectiv a fost menționat deja de către antevorbitori despre acest plan sectorial de acțiune anticorupție, care a fost planificat a fi implementat în perioada anilor 2018-2020. Având în vedere că evaluarea noastră a fost inițiată în prima jumătate a anului, totuși aș vrea să țineți cont de faptul, și asta este menționat și în raport, că evident nu acoperim întreg anul 2020, deci cu respectiv ne-am axat perioada anului 2018, primul semestru anului 2020. De aceea s-ar putea într-adevăr ca între timp să mai fie anumite lucruri care au fost realizate și nu sunt reflectate în plan. Deci aceasta este o limitare de care vreau să țineți cont între timp. Așadar, planul respectiv care a fost aprobat în aprilie 2018 conține 4 priorități și 16 acțiuni. Deci obiectivul principal care a fost trasat de plan, apropo, am să mă refer la acest plan sectorial de acțiune anticorupție ca PSA, ca să nu repet de foarte multe ori. Deci, practic, obiectivul a vizat creșterea calității și consolidarea activității Serviciului Fiscal de Stat prin aplicarea corespunzătoare a legislației de integritate și anticorupție, prin îmbunătățirea calității și predictibilității cadrului normativ fiscal, de asemenea sporirea transparenței actului decizional, modernizarea procesului de prestare a serviciilor prin dezvoltarea și implementarea unor sisteme informaționale automatizate, eficiente și asigurarea cooperării interinstituționale. Aș zice un obiectiv extrem de ambițios. Respectiv, dacă e să ne referim la structura acestui plan, după cum menționasem, a vizat 4 priorități, da? Prima ține nemijlocit de sporirea transparenței și implicarea uniformă a părților interesate în procesul decizional, la care voi prezenta în continuare rezultatele evaluării progresului și impactului. Prioritatea 2 ține de sporirea calității și transparenței în procesul de prestare a serviciilor prin dezvoltarea și implementarea unor sisteme informaționale automatizate. Prioritatea 3 a vizat consolidarea climatului de integritate și prioritatea 4 a vizat reducerea nivelului de evaziune fiscală, da? Prin implementarea unor măsuri de gestionare și monitorizare a activității inspectorilor fiscali și creșterea disciplinei fiscale. Așadar, cu referire puțin la metodologie, având în vedere că scopul principal a fost evaluarea impactului nemijlocit al realizării acțiunilor din plan, totuși în acest sens am evaluat inclusiv progresul, în măsura în care acesta este evident util pentru a evalua impactul, dar desigur ținând cont de rapoartele privind implementarea planului care sunt elaborate de entitate în sine, adică de Serviciul Fiscal de Stat. Deci ele inclusiv au stat la baza evaluării progresului. Conform metodologiei elaborate și agreate, deci progresul a fost evaluat prin stabilirea unor calificative, precum calificativelor acțiune realizată, deci în cazul în care e realizată în mare parte, da, sau mai mult de 90% din indicatorii stabiliți de progres. Acțiune parțial realizată, a căror indicator de progres a fost realizat în proporție de între 30 și 90%. Și acțiunea nerealizată ar fi acțiunea care fie nu a fost inițiată sau a fost inițiată, dar realizată doar în proporție de până la 30%, evident cu argumentările de rigoare. Deci, cu referire la evaluarea impactului, am utilizat o grilă de 4 calificative,
implicit este vorba de calificativul zero sau lipsa impactului, deci nu au fost realizate schimbări, da, palpabile cu referire, ca urmare a implementării sau neimplementării și sau realizării parțiale a unor acțiuni. Al doilea calificativ, deci valoarea 1, impact redus, deci se atestă un anumit impact pozitiv, dar redus, și schimbările, deci produse, sunt nesemnificative. Cel de-al treilea calificativ cu valoarea 2 este impactul mediu, deci ca urmare a realizării acțiunilor se constată un impact pozitiv mediu și unele schimbări produse în atingerea priorităților și indicatorilor de progres, dar care nu au produs schimbări semnificative sau majore în sector. Și cel de-al treilea calificativ cu impactul major, deci s-a referit la situațiile în care acțiunile au fost realizate și au contribuit la atingerea indicatorilor de progres și au produs totodată schimbări pozitive semnificative în sectorul fiscal. Totodată, pentru evaluarea nemijlocită a impactului, împreună cu echipa de experți, am elaborat deci nou indicator de impact, care au fost calculați deci conform calificativelor de mai sus și în final o să prezentăm aceste rezultate. Deci cei nouă indicatori de impact îi vedeți în slide-ul respectiv. Eu n-am să-i citesc acum, pentru că fiecare dintre colegii mei o să prezinte conform acțiunilor pe care le prezintă din plan, iar eu nemijlocit am să mă refer la indicatorul care vizează evoluția transparenței și participării în procesul decizional al SFS în perioada anilor 2018, primul semestru 2020. Deci un alt indicator ține de percepția contribuabililor, cetățeni, deci atât cetățeni și business, cât și business, dar și a organizațiilor societății civile cu privire la fenomenul corupției. La fel, un alt și sporirea gradului de participare în procesul decizional la nivelul serviciului fiscal de stat. La fel aici ne referim atât la business, la cetățeni, cât și la organizațiile societății civile specializate sau din domeniu. De asemenea, aș vrea să subliniez pe scurt instrumentele de analiză și monitorizare în baza cărora am evaluat progresul și în special impactul planului de acțiune anticorupție. Deci, evident, în primul rând am analizat cadrul legal și normativ și punând accent pe documentele aprobate în perioada 2017-2020. De asemenea, a fost analizat instrumentul sau pagina web a SFS și modalitatea în care aceasta asigură transparența în procesul decizional, dar și alte pagini care sunt dezvoltate, gestionate de către Serviciul Fiscal de Stat cu referire la servicii fiscale, de exemplu, sau controalele fiscale. De asemenea, au fost analizate rapoartele elaborate de SFS, în primul rând cele privind implementarea PSA, desigur cele anuale de activitate, precum și cele care vizează monitorizarea contribuabililor prin prisma programelor de conformare voluntară. De asemenea, au fost analizate reglementările interne care au menirea de a asigura un climat de integritate, ca exemplu codul de conduită, dar și alte reglementări care vizează raportarea incidentelor de corupție, de integritate, etc. Ulterior o să se referă colegii în detalii. De asemenea, alte instrumente prin care ne-am dorit să evaluăm percepția atât a contribuabililor cât și a funcționarilor din cadrul SFS, deci țin de chestionarea, da, angajaților din cadrul diferitor subdiviziuni a Serviciului Fiscal de Stat. În acest sens am avut 96 de respondenți, deci o participare foarte, foarte bună din partea personalului SFS. De asemenea, am organizat mai multe focus grupuri, unul dintre acestea a fost cu personalul din cadrul SFS și diferite subdiviziuni. De asemenea, un focus grup a fost organizat cu societatea civilă, la care au participat 10 reprezentanți ai diferitor ONG-uri care monitorizează politicile din sector, și 2 focus grupuri au fost organizate cu beneficiarii serviciilor fiscale, deci respectiv unul cu persoane fizice și altul cu persoane juridice.
De asemenea, au fost chestionați utilizatorii serviciilor fiscale și mai exact este vorba de 64 de persoane fizice sau cetățeni și 41 de reprezentanți ai persoanelor juridice, ai diferitor companii. Deci, cu referire la acțiunile care sunt trasate la prioritatea 1 din cadrul PSA, aici sinteza, da, evaluării progresului o vedeți. Deci am să mă refer pe parcurs la fiecare acțiune din ele, dar ca și rezultat final, dacă ne referim la prioritatea 1, atunci putem vedea că o acțiune a fost realizată parțial, o acțiune a primit calificativul ca fiind nerealizată și două acțiuni au fost realizate. Dacă este să ne referim la nemijlocit la acțiuni și evaluarea progresului în primul rând, atunci cu referire la întocmirea sintezelor consultărilor publice și furnizarea feedback-ului din partea Serviciului Fiscal de Stat, am analizat în detalii, deci pagina web a SFS, care de altfel are o secțiune permanent actualizată la capitolul Transparență Decizională, și respectiv și rapoartele privind implementarea PSA în perioada respectivă. Cu toate acestea, constatăm că nu a fost publicată nicio sinteză care ar prezenta rezultatele unor consultări publice sau rapoarte privind rezultatele acestora. La fel menționăm că în raportul anual al SFS privind transparența în procesul decizional se menționează că la proiectele de acte normative din anul 2019, de exemplu, nu au survenit propuneri din partea contribuabililor, respectiv nefiind necesare anumite întruniri consultative. Din punctul nostru de vedere, lipsa propunerilor survenite din partea contribuabililor, de fapt, poate fi o consecință a faptului că proiectele au fost supuse consultărilor doar prin publicarea acestora pe pagina web, ceea ce, din punctul nostru de vedere, nu este suficient pentru a asigura o implicare veritabilă a cetățenilor. Și aici, mai ales atunci când vorbim despre proiecte importante care afectează majoritatea contribuabililor, atât persoane fizice cât și juridice. De aceea sunt necesare eforturi mai mari în acest sens și organizarea unor consultări probabil mai targetate atunci când vorbim despre proiecte, ziceam, importante din domeniu și pe anumite subiecte. De aceea, având în vedere cele constatate, deci acțiunea am considerat-o ca fiind parțial nerealizată. Pardon. În ceea ce privește creșterea gradului de informare al contribuabililor privind reformele cadrului de prin diverse mijloace de informare, aici constatările noastre sunt mai pozitive, având în vedere că am primit feedback pozitiv inclusiv de la operatorii, de la companii sau de la persoanele juridice care au participat în cadrul focus grupurilor, aceștia menționând că într-adevăr în ultimii ani sau exercițiile de publicare sub diverse forme și în diverse mijloace de informare a tot felul de informații care vizează sectorul fiscal cumva s-au activizat și într-adevăr sunt cumva, deci Serviciul Fiscal de Stat a demonstrat că informează permanent, da, contribuabilii. Totodată, conform raportului privind implementarea Planului Sectorial Anticorupție, pentru semestrul 1 al anului 2020, SFS a organizat și desfășurat 9 campanii de informare a contribuabililor, precum și a publicat, iată, 322 de comunicate de presă pe pagina sa oficială. Deci, reiterez, acestea sunt datele din rapoartele SFS. Suplimentar, aș mai menționa că în anul 2019 a fost aprobată o nouă strategie de comunicare a Serviciului Fiscal de Stat, care este implementată în perioada anilor 2020-2023 și la fel este disponibilă pe pagina web. Prin această strategie, SFS își propune să obțină o încredere sporită a cetățenilor față de activitatea sa prin dezvoltarea unor forme și metode eficiente de colaborare cu societatea.
Deci, având în vedere cele menționate, cum și ziceam, acțiunea dată am calificat-o ca fiind realizată. Cu referire la participarea diverselor părți interesate în procesul decizional, aici situația este mai puțin pozitivă, cel puțin dacă este să analizăm percepția contribuabililor și, după cum vedeți în graficele din slide, am avut două întrebări în chestionarele la care respondenți au fost atât cetățeni cât și agenți economici și rezultatele, după cum vedeți, vorbesc despre următoarele. Deci, în ceea ce privește cunoașterea practicii SFS de a organiza consultări publice asupra diferitor proiecte normative, iată, constatăm că doar circa 22% din cetățenii care au răspuns la chestionar cunosc despre aceasta și puțin mai mulți agenți economici, sau mai exact 34%. Cu toate acestea, iată, procentul celor care nu cunosc despre o asemenea practică, mai ales că menționasem anterior că, deci aceste proiecte și consultările sunt preponderent sau în mare parte organizate prin publicarea pe pagina web doar. Și totodată am analizat sau am întrebat respondenții de câte ori au participat nemijlocit, da, la astfel de consultări organizate de SFS în perioada anilor 2018-2020. Și la fel rezultatele nu arată o participare foarte, foarte mare. După cum vedeți, circa 83% din cetățeni nu au participat niciodată și circa 66% din agenții economici la fel susțin că nu au participat niciodată. Totodată, iată, sunt o parte din respondenți susțin că totuși au participat o singură dată, da, alții chiar de două ori și un procent foarte mic susțin că au participat chiar de trei ori și mai mult la astfel de consultări. În ceea ce privește transparența în procesul decizional, un aspect pe care am considerat necesar să-l analizăm este ponderea petițiilor executate în totalul petițiilor recepționate de către SFS, la fel în baza datelor publicate în catalogul datelor guvernamentale disponibil la fel pe aceeași pagină a SFS. Deci perioada analizată a fost sau am analizat aceste petiții începând din anul 2017 pentru a avea o bază de comparație și până în primul semestru 2020, de altfel care sunt perioada în care sunt cele mai recent publicate. Deci, după cum vedem, ponderea petițiilor executate în anii 2017, 18 și 19 a fost de 100%, adică toate petițiile recepționate au fost executate, iar în primul semestru anului 2020, 22 de petiții au fost executate din cele 26. Aici, de altfel, în raport este menționat, aici însă am să menționez neapărat faptul că, evident, petițiile au un termen pentru a fi analizate, de aceea, momentul în care noi le-am analizat, s-ar putea să intervină în situația în care, iată, o parte din aceste petiții să fie în proces de a fi analizate și executate, da? La fel cu referire la asigurarea transparenței în procesul decizional, un alt aspect analizat care vorbește despre deci cât de transparent este accesul sau cât de înalt este accesul la informație. Am analizat rezultatele cererilor de acces la informații, la fel în perioada anilor 2017, 2018 și 2019, având în vedere că aceasta este ultima informație sau cea mai recent disponibilă. Deci aici vedeți că au fost în perioada ultimilor 2 ani, adică 2018-2019, cereri de chemare în judecat privind refuzul SFS de a oferi acces la informații. Respectiv, în anul trecut, 2019, au fost 21 de astfel de cereri, iar în anul 2018 fiind 14 astfel de cereri.
Dacă este să vorbim despre constatările sau numărul cazurilor de încălcare a dreptului de acces la informație, s-a constatat că jumătate sau 50% din cererile din anul 2018, deci s-a constatat o încălcare a dreptului de acces la informație, iar în anul 2019, deci se constată că în 6 cazuri din 21, deci dreptul de acces la informație a fost încălcat. Deci sursa acestor informații, am menționat, sunt rapoartele Ministerului Finanțelor. În ceea ce privește percepția contribuabililor privind nivelul de implicare al cetățenilor business-ului și business-ului în procesul de consultare publică în perioada de referință, putem să menționăm următoarele. Deci, conform percepției cetățenilor, sau mai bine zis, mai mult de jumătate din cetățeni susțin că nivelul de implicare a acestora în procesul de consultări publice este scăzut, iar 17% din cetățeni susțin că acesta este la un nivel mediu. Prin comparație, percepția business-ului este mai pozitivă, respectiv se constată că 34% din business consideră că acesta este la un nivel scăzut și 24% susțin că este la un nivel mediu. Totodată, un indicator la care trebuie să atragem atenția este faptul că aproape o treime, atât din cetățeni cât și din business, nu vor să răspundă sau nu au dorit să răspundă la această întrebare. Fie că nu au participat, fie că cumva nu cunosc detalii, deci ceea ce tot până la urmă vorbește despre neimplicare sau o implicare foarte scăzută. Dacă este să ne referim la acțiunea ce vizează expertiza anticorupție a proiectelor de acte normative, atunci, conform rapoartelor SFS, toate proiectele normative înaintate pentru expertiza anticorupție a fost asigurată această expertiză. Și nemijlocit este vorba de 15 proiecte, dacă vorbim de perioada anilor 2018, primul semestru 2020. Totodată, dacă este să ne referim la progres, atunci putem spune că această acțiune este realizată. Pe de altă parte, constatăm că cu privire la impactul acestor, deci efectuării expertizei anticorupție, totuși, având în vedere că obiectivul a fost expertizarea inclusiv a actelor interne, departamentale, elaborate de SFS, în lipsa datelor efective și a listei tuturor proiectelor normative care au fost promovate, aprobate în perioada respectivă, deci impactul este, îl considerăm unul redus. Iată, mai sintetizat, aici sunt rezultatele, da, evaluării impactului, acțiunilor care și indicatorilor de impact corespunzători aferente priorității 1. Deci, în rezultatul evaluării celor 4 componente de la indicatorul de impact, evoluția transparenței și participării în procesul decizional, deci rezultatul final atestă un impact redus al acțiunilor care au fost realizate sau parțial realizate. În final, aș vrea să menționez principalele constatări ce țin de prioritatea numărul 1. Deci, transparența și accesul la informații a înregistrat o îmbunătățire, însă una nesemnificativă comparativ cu perioadele anterioare. În perioada analizată, marea majoritate a petițiilor, cererilor și sesizărilor primite au fost executate. Deci, un indicator internațional la care am făcut referință inclusiv în studiu, deci indicele statului de drept sau Rule of Law Index, relevă că Republica Moldova a înregistrat un regres la capitolul deschiderea guvernării, inclusiv cu referire la instituțiile de la nivel central. Deci, constatăm lipsa oricăror rapoarte elaborate și publicate pe pagina SFS cu referire la rezultatele consultărilor publice. Deci, de asemenea, practica organizării consultărilor publice nu este cunoscută de majoritatea contribuabililor respondenți la chestionar, nici aplicată de către SFS, cu excepția publicării proiectelor pe pagina web.
Marea majoritate a contribuabililor nu au participat niciodată la consultări publice și nici nu au prezentat recomandări la proiectele de acte normative. Și în concluzie, finală la această prioritate, deci avem un impact mediu fiind înregistrate unele progrese în atingerea rezultatelor scontate, dar care nu produc schimbări semnificative în domeniul fiscal. Și acum, evident, ceea ce am menționat, am încercat să trasăm câteva soluții pentru problemele și deficiențele identificate și am să le menționez pe cele mai principale, restul fiind menționate în raport. Deci, pentru a spori transparența, recomandăm Serviciului Fiscal de Stat să asigure transparența la toate etapele procesului decizional și nu doar la etapa publicării proiectelor de acte normative. Respectiv, SFS urmează să întreprindă mai multe acțiuni pentru a asigura o participare reală și mai largă în procesul decizional și pentru a colecta recomandările diferitor persoane interesate, cetățeni, societate civilă, contribuabile, etc. Totodată, publicarea sintezelor cu recomandări din cadrul consultărilor publice pe pagina web. Pentru consolidarea dialogului permanent dintre Serviciul Fiscal de Stat și contribuabil, se recomandă organizarea unor formate de discuții permanente, care pot fi, de exemplu, trimestriale sau semestriale în funcție de necesitate, în care să fie invitați reprezentanții business-ului, asociațiilor de business, cetățeni, societate civile, pentru a dezbate politici, proiecte normative, modificări și pentru a stabili, de exemplu, prioritățile pentru anul următor sau pentru anumite programe concrete. De asemenea, considerăm necesară îmbunătățirea structurii și conținutului paginii web a SFS prin publicarea informațiilor actualizate, accesibile, clare și intuitive pentru orice contribuabil. Anumite informații sunt publicate la categorii care nu corespund informației pe care o cauți, spre exemplu, și prin urmare, cu siguranță, mulți contribuabili nu ajung la acele rapoarte sau la acele informații. Deci, asigurarea publicării rapoartelor anuale privind transparența în procesul decizional, conform prevederilor legale, și asigurarea, conform cadrului legal, a expertizei anticorupție a proiectelor de acte normative. Și aici mă refer la transmiterea către CNA sau expertizarea de către SFS în conformitate cu metodologia de efectuare a expertizei anticorupție aprobată de către CNA, precum și publicarea datelor privind proiectele supuse expertizei anticorupție, atât cele supuse de către CNA, cât și cele expertizate intern, pentru a asigura o informare corectă privind riscurile de corupție identificate și măsurile de prevenire și diminuare acestora din cadrul proiectelor normative propuse de către Serviciul Fiscal de Stat. Deci, cam atât din partea mea, îmi cer scuze pentru că am luat mai mult timp decât planificat, dar într-adevăr este foarte multă informație. Vă mulțumesc mult și sunt gata la final să răspund la întrebările dumneavoastră. Da, Diana, mulțumim foarte mult. Probabil cei care sunt și ne ascultă își pot nota întrebările în caz că au apărut și la sfârșitul rundei de discuții, întrebări și răspunsuri, noi vom fi dispuși și disponibili de a vă da răspuns la toate întrebările. Într-adevăr, informația este foarte multă. Raportul conține în jur de 90 de pagini și atunci în acele 40 de minute acordate pentru a prezenta principalele rezultate este cam dificil, dar o să încercăm și am să rog pe următorul expert, doamna Angela Secrieru, expert la Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale, să ne vorbească în jur de 10-12 minute ca să reușim să vedem toate rezultatele, calificativele și care a fost impactul a acțiunilor implementate în PSA. Cu permisiunea dumneavoastră am să-i ofer cuvântul doamnei Angela, care ne va vorbi despre prioritatea 2 și prioritatea 4 din cadrul planului, cu principalele constatări care sunt rezultatele pe indicatori de impact și principalele recomandări care le putem acorda Serviciul Fiscal de Stat. Așa, haideți să vedem, avem prezentarea, da? Dumneavoastră ați inclus-o. Doamna Angela?
nu vă auzim. Se vede acum, se aude? Da, da, se aude, doamna Angela. Da. Deci avem, eu am să mă strădui să prezint succint concluziile la care am ajuns și recomandările și am să vă rog în același timp, atunci când vom ajunge la partea de întrebări și discuții, să-mi adresați întrebări pentru a putea să prezint comentarii mai desfășurate asupra acestei prezentări. Prioritatea 2, sporirea calității și transparenței în procesul de prestare serviciilor prin dezvoltarea și implementarea unor sisteme informaționale. Planul sectorial de acțiune anticorupție în domeniul fiscal stabilește care sunt rezultatele scontate. Gradul de satisfacție a contribuabililor în creștere, contactul dintre funcționarul fiscal și contribuabil redus sau exclus, sisteme informaționale implementate, spectrul larg de servicii prestate la nivel înalt. Acțiunile care sunt, care vizează această prioritate sunt, avem patru acțiuni. Prima, acțiunea 5, reinginerie serviciilor publice, în special a celor de primă necesitate, digitalizarea serviciilor fiscale, implementarea modulului restituirea TVA din cadrul sistemului informațional automatizat management al cazurilor, și acțiunea 8, elaborarea și implementarea sistemului de evaluare a satisfacției contribuabililor față de serviciile prestate de serviciul fiscal de stat. Pentru că, deși sunt formulate distinct în planul sectorial anticorupție, acțiunea 5 și acțiunea 6, totuși raportarea lor privind realizarea este prezentată în rapoartele STS ca și cum ar fi o singură acțiune, reinginerie și digitalizare fiind examinate împreună. De aceea și evaluarea noastră a fost, deci a considerat aceste două acțiuni împreună. Pentru a fi cât mai obiectiv și a ne conduce de date care sunt prezentate în mod oficial, în evaluarea noastră ne-am condus de următoarele documente: rezumatul executiv privind implementarea planului sectorial de acțiune anticorupție în domeniul fiscal pentru perioada 2018-2020, raportul STS pentru anul 2018, raportul privind progresul înregistrat în implementarea acțiunilor incluse în planul anual de acțiune al Ministerului Finanțelor pentru 2018-2019, rezumatul executiv privind implementarea planului sectorial de acțiune anticorupție în domeniul fiscal la situația din 30 iunie 2020 și raportul STS pentru anul 2019. Considerând rezultatele făcute asupra acestor documente, am ajuns la următoarele concluzii. Acțiunile nu au fost îndeplinite la termenul stabilit în planul sectorial de acțiuni anticorupție, implementarea acestora fiind în câteva rânduri amânate, cu stabilirea de fiecare dată altor termene limite de realizare. În același timp, anumite componente ale acțiunii au fost realizate. În consecință, nivelul de realizare a acțiunii, deci este realizat parțial. Legat de impactul acestei acțiuni, deci am să trec peste aceste grafice mai specifice, așa. Deci impactul a fost evaluat în baza chestionarelor care au fost aplicate atât față de persoanele fizice cât și față de persoanele juridice și totalizând evaluările formulate de către respondenți, formulăm concluzia că impactul de la implementarea serviciilor electronice la nivelul STS este de mărime medie,
asupra diminuării riscului de corupție, fiind de o accesibilitate medie pentru utilizatorii acestor servicii, accesibilitatea medie având în vedere accesul la aceste servicii. Acțiunea 7, implementarea modulului restituirea TVA din cadrul sistemului informațional automatizat management al cazurilor. Deci, iarăși prezentăm aici acele documente care au stat la baza evaluării și în baza cărora am formulat concluzia. Concluzia generală este că acțiunea nu a fost îndeplinită la termenul stabilit în planul sectorial de acțiune anticorupție, implementarea acestea fiind amânată și de fiecare dată fiind stabilite limite, alte limite de realizare. Calificativul atribuit pentru nivelul de îndeplinire al acțiunii este acțiunea nu a fost realizată. În același timp, deci pe lângă chestionarele care au stat, deci, pentru a evalua mărimea impactului ratat de la implementarea aceste acțiuni, am prezentat aici indicatorii pe care i-am preluat din rapoartele Paying Taxes, unde noi putem observa că în anul 2020 timpul pentru depunerea cererii de restituire a TVA a scăzut puțin, deci este o realizare modestă. În același timp, timpul pentru obținerea restituirii TVA măsurat în săptămâni, observăm că este în creștere. De ce? Concluzia pe care o formulăm noi este că întârzierea în implementarea modulului restituirea TVA din cadrul sistemului informațional automatizat management al cazurilor nu permite reducerea timpului pentru obținerea restituirii TVA și reduce insuficient timpul pentru depunerea cererii de restituire a TVA. Impactul implementării serviciilor electronice de către SFS, acțiunea 5-6, cu accent asupra digitalizării acestora, a fost măsurat prin difuzarea chestionarilor atât persoanelor fizice cât și persoanelor juridice, dar și în baza rapoartelor Doing Business. Prima componentă, evaluarea digitalizării serviciilor fiscale prin prisma accesului la sisteme moderne de prestare serviciilor, a fost evaluată, deci a obținut punctajul 1,6 și componenta a doua, evaluarea impactului digitalizării serviciilor fiscale asupra riscurilor de corupție în cadrul SFS. Din nou, deci această componentă măsurată cu ajutorul chestionarilor și rapoartelor Doing Business a obținut calificativul 2. În consecință, impactul final de la aceste două componente este de mărime medie. Impactul implementării serviciilor electronice de către SFS, acțiunea 5-6-7, cu accent asupra accesibilității acestora, componenta 7.1, evoluția accesibilității și calității serviciilor fiscale electronice furnizate de către SFS, măsurată prin difuzarea chestionarilor, are un impact mediu. În același timp, componenta 7.2, legată de implementarea modului restituirea TVA, pentru că nu a fost implementată această acțiune, deci avem lipsă de impact. În consecință, aceste două componente au generat un impact redus. Acțiunea 8, elaborarea și implementarea sistemului de evaluare satisfacției contribuabililor față de serviciile prestate de serviciu fiscal de stat. Ca indicator de progres, avem sistemul elaborat și implementat. Ne-am condus în evaluarea noastră, în special de raportul privind progresul înregistrat în implementarea acțiunilor incluse în planul anual de acțiune a Ministerului de Finanțe pentru 2018-2019 și de strategie de dezvoltare a SFS pentru anii 2020-2023. Vreau să menționez faptul că în raportul Ministerului de Finanțe foarte multe acțiuni incluse în planul sectorial de acțiune anticorupție în domeniul fiscal sunt foarte bine analizate,
și acest lucru ne-a permis să așezăm foarte multe evaluări de ale noastre, anume pe acest document. În concluzie, acțiunea este realizată parțial. Sistemul de evaluare a satisfacției contribuabililor față de serviciile prestate de către SFS a fost elaborat și testat și se află la etapa identificării metodei de implementare. Indicatorii de impact. Deci, indicatorul de impact în cazul dat are trei componente. Prima componentă, evaluarea gradului de satisfacție ca urmare a interacțiunii cu SFS, are mărimea impactului, este de mărime medie. Au fost distribuite chestionare atât persoanelor fizice cât și persoanelor juridice. Ne-am bazat și pe studiul de evaluare a impactului Strategii Naționale de Integritate și Anticorupție Moldova 2019. Componenta a doua, evoluția gradului de satisfacție privind serviciile fiscale furnizate de SFS, a fost măsurată prin difuzarea și prelucrarea chestionarilor. Avem și aici un impact mediu. Componenta a treia, evaluarea percepției asupra sondajului de evaluare a satisfacției contribuabililor față de serviciile fiscale implementat de către SFS, folosind chestionarele, am aflat că mărimea impactului a acestei componente este, deci este mediu. În consecință, acest indicator de impact, indicatorul 6, are o mărime medie. Foarte succint despre prioritatea 4, reducerea nivelului de evaziune fiscală prin implementarea măsurilor de gestionare și monitorizare activității inspectorilor fiscali și creșterea disciplinii în rândul contribuabililor. Avem rezultatele scontate, preluate din planul sectorial de acțiune anticorupție. La acțiunea 14, concluzia care am formulat-o legată de implementarea acestei acțiuni, de progresul obținut în implementarea acestei acțiuni. Deci considerăm că acțiunea a fost pe deplin realizată și indicatorii de progres au fost atinși. Impactul acestei acțiuni, avem aici doi indicatori de impact, indicatorul 2, prin care am determinat evoluția și schimbările produse în perioada 2018-2020 ca urmare a implementării acțiunilor ce vizează reducerea evaziunii fiscale cu trei componente. Mărimea acestui indicator, mai bine zis a impactului, este, deci avem un impact mediu. Și cel de-al doilea indicator, evoluția disciplinei fiscale și nivelului de conformare al contribuabililor în perioada analizată. Ca sursă informațională am analizat aici obligațiunile fiscale și chestionarele aplicate cetățenilor și businessului și mărimea impactului, impactului în cazul acestui indicator este mediu. Acțiunea 15, asigurarea analizei permanente a informației disponibile și planificării controlului fiscal doar în temeiul riscurilor identificate. Avem aici documentele care au stat la baza evaluării progresului în implementarea acestei acțiuni, concluzia care a fost formulată în urma analizei acestor documente este că acțiunea a fost realizată parțial. Acțiunea 16, dezvoltarea sistemului informațional automatizat, management al cazurilor, cu componentele sau cu modulele contestații, control fiscal, persoane fizice, metode directe și metode indirecte. Acțiunea nu este realizată, nu am găsit în rapoartele de activitate ale SFS nicio informație legată de progresul în domeniul implementării acestor module, dar nici în spațiu public, deci nu am găsit suplimentar informații legate de implementarea acestor module.
indicatorul de impact prin care măsurăm percepția comunității de afaceri asupra eficacității controalelor fiscale planificate și realizate. Primele trei componente sunt, au generat un impact mediu, atât evaluarea eficacității controalelor fiscale, cât și aprecierea intensității contactului direct între funcționarul fiscal și contribuabil, și aprecierea impactului contestațiilor asupra schimbării deciziilor CFS în rezultatul controalelor de stat. Aceste trei componente au generat un impact mediu. Prin faptul că componenta a patra nu a fost realizată, deci acest lucru a afectat acest indicator, care împreună, fiind considerată și componenta a patra, avem deci un impact redus. Pe partea de propuneri, pentru ca să fiu foarte succintă, ce am găsit în literatura și în informația legată de experiența internațională în acest domeniu al serviciilor electronice, dezvoltarea conceptului de Standard Audit File, SAFT, și e-reporting și a perspectivelor de implementare pentru cazul Republicii Moldova. Implementarea acestui concept ar putea genera următoarele beneficii potențiale pentru administrațiile fiscale din Republica Moldova: reducerea considerabilă a fenomenului corupției, automatizarea identificării și pregătirii datelor esențiale pentru declarare și control și reducerea duratei proceselor, sprijin pentru conformare și prevenție datorită identificării erorilor în raportare, identificarea mai precisă a zonelor de risc fiscal, rambursarea mai rapidă a taxelor pentru companii și cu riscuri mai mici pentru stat, îmbunătățirea colectării taxelor și impozitelor, instruirea funcționarilor fiscali pe subiectul anticorupției, dar și crearea de condiții și mecanisme suficiente pentru a denunța în siguranță orice act de corupție, dezvoltarea sistemului informațional integrat de administrare fiscală, unificarea componentelor acestuia, modernizarea infrastructurii tehnice, toate acestea în baza celor mai bune practici internaționale în domeniul gestiunii fiscale, proiectarea și implementarea unui sistem automatizat de evaluare riscurilor de neconformare fiscală, instituirea unui sistem eficient al riscurilor, inclusiv prin automatizarea proceselor de control fiscal și îmbunătățirea metodelor de efectuare a controlului, consolidarea funcției de audit intern, inclusiv prin proiectarea și implementarea sistemelor și aplicațiilor informaționale de auditare în corespundere cu standardele naționale de audit intern, perfecționarea și extinderea serviciilor electronice prestate contribuabililor, cu un accent sporit pe accesibilitatea acestora, îmbunătățirea continuă a profesionalismului angajaților din cadrul CFS, dezvoltarea sistemului de evaluare a satisfacției contribuabililor față de serviciile CFS și identificarea oportunităților de finanțare suplimentară care să asigure finanțarea sustenabilă a celor mai de perspectivă măsuri de dezvoltare ale serviciului fiscal de stat. Eu vă mulțumesc pentru atenție și aștept întrebări la partea de discuții. Doamna Angela, vă mulțumim foarte mult. A rămas ultima prioritate care trebuie să fie prezentată de către Viorel Pârvan, expertiz viitor, prioritatea numărul 3, consolidarea climatului de integritate și remedierea vulnerabilităților la corupție prin consolidarea capacităților instituționale. Și am să-l rog pe Viorel foarte frumos, dacă e posibil, să ne încălzim 10 minute ca să avem timp. Haideți să vedem dacă se aude, da? Și ulterior poate participanților să acorde întrebări. Este dificil de a prezenta cei nouă indicatori de impact care au la rândul său câte 2, 3, 4 componente, da? Și noi bineînțeles că vă invităm și după prezentare ca să deschideți raportul integral, ca să aveți posibilitate să citiți în detaliu cum s-a ajuns la toate calificativele și rezultatele și recomandările studiului, da? Viorel,
Văd că ai inclus prezentarea, te rugăm mult să ne prezinți și prioritatea numărul 3, în special dacă e posibil să ne prezinți indicatorii de impact. Mulțumesc! Bun găsit tuturor! Eu în continuare voi prezenta realizarea acțiunilor din prioritatea numărul 3 al planului de acțiune sectorial anticorupție în domeniul fiscal. El este intitulat Consolidarea climatului de integritate și remedierea vulnerabilităților la corupție prin consolidarea capacităților instituționale. Dacă să vorbim succint despre progresul acestor acțiuni, în plan sunt 5 acțiuni, acțiunile cu numărul 9-13, și din ele au fost realizate 4 acțiuni. Una din acțiuni o considerăm parțial realizată. Ce ține de actualizarea codului de conduită a funcționarului fiscal, a fost elaborat un astfel de cod în 2018. Remarca noastră se referă la faptul că acest cod nu este publicat pe pagina web, este un document important care ar trebui să fie cunoscut publicului. Ce se referă la acțiunea 10, organizarea și desfășurarea prin intermediul platformei e-learning a sesiunilor de instruire în baza codului de conduită actualizat. Conform informațiilor disponibile, fiecare an SFS a organizat astfel de sesiuni de instruire pe compartimentul de etică și conduită, în 2018 87% din angajați, în 2019 circa 92%, și la focus grupuri ne-au menționat despre instruirea și angajaților noi veniți în cadrul subdiviziunilor SFS. Acțiunea 11, elaborarea și aprobarea planurilor anuale de instruire cu tematici privind acte de corupție și conexie corupție. Aceste planuri anuale au fost elaborate și aprobate, respectiv în domeniul acesta al integrității, al corupției, a fost instruiri în fiecare an, 74% din funcționari în 2018 instruiți, 93% în 2019. În prima jumătate a anului 2020 avem 601 funcționari. La fel, SFS are și un plan de acțiuni anticorupție 2019-2020, dacă nu mă înșel, care cuprinde anumite acțiuni și în baza lui, dar și în comun cu Centrul Național Anticorupție, a fost desfășurate un șir de instruiri în 2018, în 2019 și în primul semestru al anului 2020. Vreau să menționez că toate aceste informații sunt publice și sunt postate pe pagina web a Serviciului Fiscal de Stat. Ce se referă la elaborarea unei secțiuni destinate domeniului integrității, pagina oficială a SFS, noi avem subrubrica integritate instituțională. Aici sunt publicate un șir de informații pentru perioada anului 2018-2020. La fel, informațiile sunt cumva dispersate și au fost publicate și în catalogul datelor guvernamentale la subrubrica date informative prin prevenirea și combaterea corupției. Din rezultatele chestionării ne indică că 83% din business, 63% din cetățeni nici nu cunosc despre această subrubrică, respectiv aici ar trebui să fie depuse mai multe eforturi pentru a familiariza publicul cu această subrubrică și informații din această subrubrică. Iar în ce privește publicarea informațiilor, noi am constatat că subrubrica de fapt, dacă este o rubrică destinată integrității instituționale, ar trebui să cuprindă toate informațiile ce se referă la integritate, cele cerințe, obligații care trebuie să realizeze orice autoritate publică, inclusiv Serviciul Fiscal de Stat, respectiv, în rubrica dată nu sunt rapoartele trimestriale de monitorizare ale implementării planului. Aici vreau să remarc că sunt niște rezumate. Într-adevăr, informația este prezentată succint sub formă de rezumate, dar această informație nu urmează structura prevăzută de cadrul normativ cu acțiuni realizate, sursele de verificare, indicatorii, riscurile de implementare și propuneri pentru îmbunătățirea acestor planuri. Respectiv, ne-am dorit ca Serviciul Fiscal de Stat să elaboreze acele rapoarte conform cadrului normativ. Nu am depistat acele rapoarte privind realizarea acțiunilor din planul Strategiei Naționale de Integritate 2016-2020.
Serviciul Fiscal prezintă aceste informații Ministerului Finanțelor, care înglobează într-un raport anual, însă astfel de informații nu se regăsesc pe pagina web a Serviciului Fiscal și nu sunt aduse la cunoștința cetățenilor. La fel am constatat în această rubrică că nu sunt informații despre șir de cazuri, spre exemplu, de incompatibilitate sau conflict de interese. În 2018-2019 au fost 4 astfel de conflict de interese. Sau în 2020 avem un caz de incompatibilitate chiar. La fel, pe pagina web, la secțiunea dată, este publicată lista celor care au recepționat cadouri, însă legislația prevede publicarea a registrului special electronic a tuturor cadourilor primite, cu descrierea lor, dacă sunt admisibile, ce s-a făcut cu ele, dacă sunt admisibile, ce s-a întreprins mai departe cu aceste cadouri. La fel, nu este publicat registrul de evidență a riscurilor și procedurile de raportare, examinarea practicilor ilegale. Cu mențiunea că astfel de proceduri și registre, ele sunt în cadrul Serviciului Fiscal de Stat, sunt ordinele serviciul care le-au elaborat, dar ele nu se regăsesc în speță nemijlocit în această subrubrică și sunt niște acte foarte importante pentru asigurarea climatului integrității în cadrul Serviciului Fiscal de Stat. Referitor la acțiunea 13, implementarea acțiunilor specifice Serviciului Fiscal de Stat privind promovarea integrității inclusiv în planul de acțiune al strategiei naționale. Am menționat deja despre acest fapt, se elaborează, se prezintă Ministerul Finanțelor, dar nu sunt publicate pe pagina sa web. Ce se referă la, în mijlocit, la impactul implementării acțiunilor din prioritatea numărul 3, au fost evaluați baza doi indicatori de impact, numărul 3 și 5, conform metodologiei noastre, evoluția denunțelor actelor de corupție și al fraudelor de către angajații SFS, în perioada 2018-2019 și percepția contribuabililor cu privire la fenomenul corupției în cadrul SFS. Așa, referitor la indicatorul numărul 3, au fost chestionați angajați, business-ul și cetățenii, cum ei percep comportamentul și cultura etică a funcționarilor fiscali. În linii generale, rezultatele arată că percepția este destul de pozitivă. Circa 50% din ambele categorii au menționat că s-a îmbunătățit considerabil sau nesemnificativ comportamentul, cultura etică a funcționarilor fiscali. Desigur, 31% din cetățeni sau chiar aproape de 40 din agenții economice am menționat că a rămas la același nivel și s-au redus, iar în cadrul focus grupurilor organizate cu cetățenii și business-ul, aceștia ne-au menționat în detaliu anumite probleme care se ciocnesc în practică la interacțiunea cu Serviciul Fiscal de Stat, cu funcționarii. În primul rând, ne-au menționat despre nivelul scăzut de pregătire profesională a funcționarilor care acordă asistență la Centrul Unic de Apel. Aici, probabil, cele mai mari pretenții le-au avut cei care au participat la focus group. La fel, oamenii de afaceri au menționat consultațiile necalitative în cazul adresării pentru a recepționa astfel de consultații, dar și anumite comportamente mai puțin etice ale funcționarilor la nivel local, în speță, este vorba despre lipsa acestora de la locul de lucru în timpul orilor de program din varii motive, inclusiv motivate sau nemotivate, care de facto stopează orice adresare cetățenilor sau prestarea acelui serviciu către un cetățean care are nevoie acel moment de serviciu dat. Referitor la plângeri și sancțiuni pentru conduita funcționarilor fiscale, informațiile publice ne arată următorul tablou. Din 2018, spre exemplu, din 160 de petiții au fost sancționați 9, atenționați 26,
În 2019, din 37 de petiții, sancționați 7. În 2020, prima jumătate de an, sancționați 4 persoane. La fel, vedeți și anumite statistici ce ține la linia anticorupție. Rezultatele arată că 9% din petiții din perioada 2018, prima jumătate 2020, au rezultat cu sancțiuni disciplinare, 16% cu atenționare și 12% din apeluri la linia anticorupție sau referitor la bateri disciplinare au urmat cu confirmarea anumitor încălcări, fără a fi menționate ce sancțiuni au fost aplicate. Am încercat să vedem la respondenții cum văd ei dacă actele de raportare actelor de corupție a crescut sau a scăzut în perioada monitorizată. Funcționarii fiscali ne-au menționat că, sau 25% din acei funcționari fiscali ne-au menționat că nivelul de raportare a crescut în perioada dată, însă cifrele statistice ne arată alt tablou și anume dacă în 2017-2018 nu a fost nicio influență necorespunzătoare denunțată, în 2019 avem două, însă dacă vorbim de manifestări de corupție, în 2017 până la adoptarea planului de acțiune anticorupție în Serviciul Fiscal de Stat, au fost 12 denunțuri, în 2018-2019 nu există denunțuri, la fel nu sunt avertizări de integritate, însă avem incidențe de integritate, adică au fost acele rezultate a testelor de integritate. Pe de altă parte, avem statistica Centrului Național Anticorupție, unde în 2017 nu a fost niciun inspector fiscal cercetat, investigat de către CNA pentru acte de corupție și conexii corupție. În 2018 avem 7 deja inspectori, în 2019 avem 2 inspectori fiscali cercetați pentru astfel de acte. Pentru a avea succes măsurile întreprinse de către Serviciul Fiscal de Stat ce ține de integritate, este necesar de a crea și acele condiții optime pentru angajați de a raporta, de a denunța actele de corupție. Rezultatele chestionării angajaților Serviciului Fiscal de Stat, 96 de răspunsuri, arată că circa o pătrime din ei nu se simt în siguranță și protejați în cazul denunțării actelor de corupție. Respectiv, aici sunt necesare depuse eforturi suplimentare din partea Serviciului Fiscal de Stat. În final, indicatorul de impact numărul 3 a obținut o valoare de 0,7 cu un impact redus, calificativul fiind de impact redus. În ce privește indicatorul de impact numărul 5, au fost chestionați atât angajații serviciul fiscal, cât și business-ul cetățenii pentru a vedea cum percep ei nivelul integrității în cadrul serviciului fiscal de stat. Aici vedem că nici un cetățean și agent economic cei chestionați nu percep cu calificativ foarte înalt nivelul integrității. Desigur, angajații au menționat în mare parte că integritatea este sporită în cadrul serviciului fiscal de stat. Însă sunt și 13% din funcționari fiscali care au menționat că integritatea în cadrul serviciului fiscal de stat este mediu și chiar scăzut. Pe lângă cei 56 din cetățeni și 37 din business. La fel, întrebările noastre au mers mai departe și am dorit să vedem care este și aprecierea nivelul de corupție în cadrul Serviciului Fiscal de Stat. Aici situația este destul de neordinară, în sensul că nivelul de corupție foarte înalt, destul de înalt, este apreciat de către 27 din cetățeni, din cei respondenți și aproape 10% din agenții economici. Mediu scăzut, avem 33 din cetățeni și 34 din business.
Însă avem un număr foarte mare de respondenți care nu au răspuns, în mare parte agenții economici, 56% care nu au răspuns la această întrebare, cum văd ei nivelul corupției în cadrul serviciului fiscal de stat. În cadrul focus grupurilor am pus accent și am întrebat de ce se întâmplă acest lucru și am primit niște răspunsuri interesante, surprinzătoare. Business-ul consideră că cei 56% de fapt se simt în nesiguranță să vocifereze părerile lor reale, deoarece există așa o frică a oamenilor de afaceri de a se împotrivi acțiunilor SFS. Au fost menționate și anumite abuzuri ale inspectorilor fiscali, însă cea mai mare problemă identificată în cadrul focus grupurilor, care cumva ar arăta și care este cauza percepției corupției în cadrul SFS, se referă la cadrul normativ interpretabil și dificil de înțeles. Și anume, din cauza normelor uneori confuzii, neclare, necunoașterea acestor norme uneori, sunt comise astfel de abuzuri împotriva contribuabililor, în speță agenților economici. Vedeți aici care sunt răspunsurile lor referitor la aprecierea cadrului legal normativ, ambigu, 33% cetățeni sau 42% din agenții economici, sau complicat, 42% din cetățeni și 34% din agenții economici. Printre alte cauze, în afară de cadrul legal normativ, ambigu, complicat, respondenții au menționat tradiția de a oferi bani, lăcomia, dorința de a câștiga bani ușor. Aceste două rezultate ne arată, pe de o parte, aceste două părți ale monedei, pe de o parte, cei care cumva solicită anumite beneficii, și cei care oferă astfel de beneficii, adică sunt acțiuni din ambele părți. La fel ca și cauza, a fost menționată lipsa motivării financiare a funcționarilor, lipsa sancțiunilor sau trage la răspunderea funcționarilor implicați în acte corupție, dar și ineficiența instrumentelor anticorupție în cadrul serviciului fiscal de stat. Și ca să vedem cum a evoluat nivelul de corupție în cadrul serviciului fiscal de stat în 2018-2020 în comparație cu anul 2017, când nu era acel plan de acțiune anticorupție, rezultatele arată că 24%, sau o pătrime din business și o pătrime din cetățeni, consideră că nivelul corupției în cadrul SFS a scăzut neînsemnat sau a scăzut considerabil, și doar 44% din funcționari fiscali au menționat despre anumite tendințe pozitive și scăderea nivelului corupției în cadrul SFS. Respectiv, indicatorul de impact numărul 5 a acumulat valoare de 1,06 și calificativul impact redus. Printre recomandările de bază ce se referă la consolidarea integrității și reducerea corupției, în primul rând este necesar ca secțiunea web destinată integrității trebuie să cuprindă toate informațiile prevăzute de cadrul normativ în domeniul integrității, cum ar fi acele rapoarte trimestriale privind progresele înregistrate în realizarea planului de acțiune al strategiei naționale de integritate și anticorupție, codul de conduită, planurile de instruiri integritate și acele documente care am menționat că ele există, sau acele reglementări, acte, ordine ale serviciului fiscal de stat care există, referitor la procedurile de raportare sau alte registruri riscurilor, dar care nu sunt publicate pe site. La fel, ca și recomandare, trebuie să fie o reacție promptă a serviciului fiscal de stat la toate divierile în comportamentul funcționarilor fiscali, și anume în cazul în care cetățenii și business se adresează, trebuie să fie luate măsurile care se impun. În continuare, este necesar să fie desfășurate acele instruiri a funcționarilor fiscali pe subiectul anticorupție, dar și trebuie să fie create acele condiții necesare și mecanisme suficiente pentru ca funcționarii fiscali să simtă nesiguranță și denunță orice act de corupție. La fel, voi menționa câteva recomandări privind nemijlocit implementarea și raportarea planului sectorial anticorupție. Aici, în primul rând, fiindcă suntem la finele anului 2020,
este necesar să fie făcută o evaluare de către Ministerul Finanțelor și Serviciul Fiscal de Stat a progresului final privind implementarea planului sectorial, să fie identificate și lacunele și soluțiile. În acest sens, prezentul raport ar putea fi ca un ajutor. Este necesară inițierea procesului de elaborare și aprobare a unui nou plan sectorial anticorupție, care ar trebui să meargă pe aceeași linii și cu strategia elaborată a SFS-ului 2021-2023, dacă nu mă înșel. În ce privește elaborarea trimestrială și publicarea pe web a rapoartelor de monitorizare a implementării planului, am menționat deja, ca să nu fie acele rezumate, dar să fie structura conform cadrului normativ, și să fie raportat progresul acțiunilor din planul sectorial în baza atât a indicatorilor de progres stabiliți pentru fiecare acțiune, dar și luând în considerație rezultatele scontate la fiecare prioritate. Aici, ca și remarcă, vreau să menționez că în analiza acestui plan ne-am confundat cu un șir de dificultăți care ne-au arătat că la întocmirea acelui plan, spre exemplu, rezultatele scontate pentru fiecare prioritate nu au fost transpuse în acțiuni corespunzătoare pentru atingerea acelor priorități, sau unele acțiuni au fost foarte generale, vag formulate, evaziv și nu corespundeau nici obiectului și nici priorității din plan. Indicatorii de progres au fost stabiliți pentru unele acțiuni fără ținte valorice sau nu totdeauna indicatorii de progres au fost corelați cu acțiunea propriu zis. Aceste momente ar trebui să fie luate în calcul la elaborarea viitorului plan de acțiuni în domeniul integrității pentru serviciul fiscal de stat. Acestea au fost cele mai importante constatări. Sunt aici pentru a vă răspunde și la întrebări în cazul în care apar acestea. Mulțumim foarte mult experților pentru prezentare, mai mult ca sigur că aveți și întrebări. Deschidem sesiunea de întrebări și răspunsuri. Vă rog cei care doresc să precizeze, să pună întrebări, vă rugăm să interveniți. Fie includeți microfonul sau ridicați mâna ca să vorbim pe rând. Da? Cine sparge gheața? Cine dorește să intervină primul? Așa, haideți să vedem asta. Este sau totul clar sau este nimic, nu este clar. Probabil am vrea să auzim mai întâi și poziția reprezentanților serviciilor fiscal de stat care au fost vizați. Care sunt direct vizați, exact, da. Dacă doresc, bineînțeles. Foarte corect. Serviciile de stat să auzim ce au făcut, pentru că e des viitora de pe stat. Eu deja de mulți ani asist la depistări, dar atâta timp cât nu va fi pedepsit unul care își bagă lăbuța în banii contribuabilor și averea pe care noi toți acumulăm, noi vom rămâne numai pe constatări. Eu cred că acest catalizator de transformare a atitudinii structurilor publice față de averea publică deja bate alarma. Și trebuie să ținem cont, eu mă refer și la politicile UE, care depune eforturi de a transforma toate structurile publice, de a spori trendul pozitiv al utilizării banului și averii publice. Mulțumesc! Da. Haideți să vedem, nu știu, probabil doamna Irina Lupașcu a inclus odată microfonul, că ați vrut să spuneți ceva sau... Da, mulțumesc, doamna Carolina. Într-adevăr, o evaluare complexă și ca să putem să înțelegem fundamentul care a stat la baza evaluării atât a impactului indicatorilor și a planului per total, va trebui să studiem raportul amănunțit. Fără îndoială că recomandările deja intuiesc o mare parte din ele vor face parte dintr-un viitor plan anticorupție, cu toate că strategia își are terminul final de implementare 2020, urmează să se identifice modalitatea în care
fie va fi prelungit termenul acestea, fie separat, deja autoritățile vor dezvolta planuri ce țin de integritate și anticorupție. Doar vreau un moment, un mic comentariu la ceea ce a prezentat doamna Diana despre faptul că Serviciul Fiscal de Stat plasează spre consultare proiecte de acte normative doar pe pagina oficială a Serviciului Fiscal de Stat. Nu este așa. Indicatorul sau acțiunea formulată în planul sectorial anticorupție, într-adevăr, se referă doar la pagina web oficială a instituției, pe când Serviciul Fiscal de Stat plasează proiecte de acte normative atât pe pagina instituției cât pe pagina Ministerului Finanțelor, ba chiar și pe platforma Particip GovMedia, deja în dependență de statutul actului normativ. La fel au fost menționate anumite, să spunem, carențe în informațiile plasate pe pagina oficială a instituției. Într-adevăr, recunoaștem că pagina trebuie reformată și ea este la moment în desfășurare procesul de elaborare și lansare a noii versiuni a paginii web oficiale a Serviciului Fiscal de Stat. Inclusiv aici se va lucra și la compartimentul de integritate instituțională, despre care domnul Viorel a menționat că nu este sau nu conține toate informațiile relevante. Evident că vom spori eforturile și în acest domeniu. Vreau să o întreb pe doamna Angela, dacă îmi permiteți, a făcut o mențiune că acțiunea 15 este sau a primit, a fost evaluată cu parțial realizat și vreau să întreb pe dumneaei care este motivul, de ce a fost așa evaluată, fiindcă din ce văd eu în planul sectorial anticorupție și din rapoartele pe care noi le facem anume pe acțiunea numărul 15, acțiunea este realizată. Adică asta așa, dacă dumneavoastră poate să spună la moment, este bine, dacă nu putem ulterior să revenim cu precizarea respectivă. Ok. Dacă e posibil, colegii, să... Doamna Angela, sunteți? Da, chiar acum. Secundă. Aici indicatorul, de fapt, se referă la faptul că 90% din controale planificate, ele sunt executate și conform rapoartelor pe care noi le prezentăm, procentul este mult mai mare. De bunăoară, în 2018, 95% din total controalelor planificate au fost executate și în 2019 avem 99%. Da, și deci, dacă îmi permite. Informațiilor prin rezultatele controalelor. Stați o secundă. Da. Deci, dacă îmi permiteți, acțiunea 15 se numește asigurarea analizei permanente a informației disponibile și planificării controlului fiscal doar în temeiul riscurilor identificate. Adică noi avem controle fiscale planificate doar în temeiul riscurilor identificate. Deci așa sună acțiunea. Ca indicator de progres, noi avem 90% din controle planificate executate, rezultatele controalelor fiscale efectuate, publicate. Deci, atât la indicatorii de progres, nu am găsit niciun indicator legat de faptul că controlul fiscal este planificat în temeiul riscurilor identificate. Ce am făcut noi? Deci, am luat numărul de controale fiscale planificate, deci din raportul SFS, deci atât de exemplu, pentru anul 2018, în raportul SFS este menționat faptul că de către SFS au fost efectuate 1261 de controale fiscale în baza planului de control. În același timp, deci avem menționat tot acolo că 720 reprezintă controale fiscale planificate în temeiul riscurilor identificate. Și am făcut un simplu raport, 720, am împărțit la numărul total de controale fiscale, am obținut 57%. Și atunci am comparat acest 57% cu conținutul acțiunii. Deci cum sună acțiunea? E scris așa, că toate controalele planificate vor fi în temeiul riscurilor identificate. Deci eu am obținut doar 57%. Pentru că care e problema? La dumneavoastră acțiunea sună într-un fel, iar indicatorii de progres nu reflectă ceea ce este menționat în acțiune. Deci, atât, pur și simplu, știm
clar acțiunea și comparăm cu indicatorii de progres. În indicatorii de progres nu este menționat nicăieri controle efectuate în temeiul riscurilor. Da, doamna Angela, eu sunt de acord aici. Deci, deja în timp, noi vedem că hotărârea de guvern și planul sectorial anticorupție, el nu a fost elaborat în totalitate, ținând cont de principiile de elaborare a documentelor de politici, dar da, noi o să încercăm pe viitor să formulăm în așa fel acțiunile încât indicatorii pe care le propunem să asigure implementarea anumei acțiuni respective. Exact la fel și pentru 2019, adică noi formulăm acțiunea într-un mod, indicatorii de progres absolut nu reflectă acțiunea și asta se întâmplă nu doar la acțiunea numărul 15, mai sunt așa cazuri. Deci asta ar fi răspunsul meu. Exact din acest motiv, la urmă, domnul Viorel Prăvan a făcut câteva remarci cu privire la plan și cum sunt formulați indicatorii și acțiunile, pentru ca dumneavoastră în următorul plan de acțiuni să țineți cont de ele ca să fie ușor și pentru dumneavoastră să raportați, cuantificați și ulterior pentru noi cei din societatea civilă să fie ușor de a monitoriza. Corect. Mai am aici o remarcă, deci sunt acțiuni unde, iată, la termenul de implementare e scris în permanență, permanent. La unele acțiuni putem păstra deci acest permanent, dar sunt acțiuni care ele cer o precizare exactă, pentru că atunci când noi formulăm obiective și când formulăm acțiuni, există niște reguli care sunt de acum clasice. Deci obiectivul trebuie să fie să aibă o țintă cuantificabilă și să fie realizabil în timp cu indicarea perioadei exacte. Când noi, deci pentru ce perioadă noi planificăm sau care este termenul limită de realizare acțiunii sau obiectivului. Pentru că în caz contrar nu putem evalua nivelul de realizare. Exact așa s-a întâmplat cu acțiunea 5-6. Deci noi avem menționat faptul că servicii digitalizate, dar nu este clar care este ținta cuantificabilă. Și ne-a fost foarte greu chiar să facem evaluările respective. Adică noi am mers așa pe o variantă mai favorabilă pentru servicii fiscal de stat. Da, mersi. Referitor la reinginerie și digitizare serviciilor publice, după cum ați observat și în rapoartele noastre, am întâmpinat careva deficiențe, dar asta din motiv că abia recent a fost aprobat un cadru legal, să spunem eu, sau normativ raportat la necesitățile zilei cu referire la, și vorbesc de metodologie de reinginerie serviciilor publice, pentru că anterior se utilizau metodologie vechită și ea cumva, într-adevăr, nu erau stabiliți indicatori concreți pentru decidizarea unui serviciu sau altui. Acest lucru se face la discreția sau în urma analizii pe care autoritatea însă și o realizează pe intern. De asta, da, aici urmează să mai muncim la acest capitol. Mai este un aspect pe care, iată, eu aș vrea să-l precizez. În rapoartele Ministerului de Finanțe, pe partea de inginerie și reinginerie și digitalizare, aceste acțiuni sunt foarte bine analizate și evaluate. Și este clar acolo scris că unde acțiunea este nerealizată, deci care acțiune este parțial realizată, pe când în rapoartele SFS noi găsim cu totul alte aprecieri. Deci, pentru că, iată, este ciudat, în acel raport de la Ministerul de Finanțe, tot informația a parvenit de la dumneavoastră. Nu putea să facă Ministerul de Finanțe independent acea evaluare. Și de ce atunci nu este menționat în raportul SFS același lucru care este menționat în raportul Ministerului de Finanțe? Pentru că acolo este foarte bine descris. Doamna Angela, eu nu sunt de acord că nu menționat același lucru. Poate diferă perioada la care a fost prezentat raportul, dar acesta se întâmplă fiindcă indicatorii stabiliți în PSA al Serviciului Fiscal de Stat și rapoartele sau planurile de activitate a Ministerului Finanțelor, ele diferă.
Și cumva atunci când în planul sectorial anticorupție noi ne cere să arătăm număr de servicii fiscale supuse reingineriei, atunci noi arătăm că este un serviciu sau două sau da, trei. Dar nu puteți, fiți de acord, nu puteți să arătați acest indicator diferit. În cazul corupției, lupte cu corupția și pentru Ministerul de Finanțe. Ar fi ciudat, nu? Dar nu l-arătăm diferit. Dacă dumneavoastră ați găsit concret secvențe, vă rog să ne le expediați ulterior. Și noi... În raportul CFS dumneavoastră aveți menționat o listă întreagă de servicii electronice implementate, pe când în raportul Ministerului de Finanțe este scris clar că nu s-a făcut nimic nici în domeniul reingineriei. Deci, atât, de exemplu, eu mă uit acum, acțiunea 17.3 de la Ministerul de Finanțe. Stați puțin... nerealizată. Deci 17.3 reinginerie serviciilor publice este evaluat cu calificativul nerealizat. 17.4 digitalizarea, în curs de realizare. La fel așa și în 2019, acțiunea 6.6 realizată parțial. Deci atât, pentru mine a fost ciudat acest lucru, când avem diferite argumente, diferite explicații. Iată, parcă n-ar trebui să fie diferit, nu? Sunt de acord că n-ar trebui să fie diferit, totuși eu vreau să văd, să contrapun aceste două documente, da, ca deci, să văd despre ce vorbiți dumneavoastră și pot să vă explic, să vă prezint explicațiile de rigoare. Iarăși, revin la faptul că rapoartele pe planul sectorial anticorupție se fac trimestrial și cumva informația se acumulează până la data de 15, rapoartele pe planul de activitate a Ministerului Finanțelor se acumulează trimestrial până în data de 20 a ultimei luni a trimestrului. Adică eu cumva bănuiesc că aici ceva nu a corespuns ca și informație din motiv că în diferit perioadă s-a raportat. Dar noi urmează să studiem mai în detaliu ceea ce dumneavoastră ați enunțat acum și să vedem. Eu în raport am făcut trimiteri la link-uri. Deci de fiecare dată, la fiecare raport utilizat, am făcut și un link și pagina este indicată. Numărul acțiunii, adică dumneavoastră să puteți observa de unde eu am preluat informația. Adică o să da, bine, fac. Mulțumesc. Plăcere. Ok, dacă sunt comentarii și alte întrebări, vă rugăm mult. Da, domnul Sergiu Ceban. Dacă îmi permiteți, Ceban Sergiu, da, da. Sunt șeful Direcției Securitate Internă și Anticorupție din cadrul Serviciului Fiscal de Stat. În primul rând, vă mulțumesc pentru raportul prezentat, pentru constatări, recomandări. Cum a menționat colega, eu, dacă îmi permiteți, la prioritatea numărul 3, ce a prezentat domnul Viorel Părvan, într-adevăr, codul de conduită, disciplina, se pune mereu accent, deoarece cea mai mare apreciere privind nivelul profesional al angajaților serviciului fiscal de stat îi aparține contribuabililor, respectiv la acest segment se lucrează permanent. Inclusiv și instruiri, cum s-a menționat, cu noi debutanți, cu funcționari fiscali. Numai anul acesta avem 640 de funcționari instruiți. La fel, deja e planificat pentru 17 decembrie de comun cu colegii la CNA alte instruiri. Respectiv, direcția pune accentul pe prevenire. Să fie cultivată educarea, integritatea, disciplina, imparțialitatea. Totul cuprinde rezultate perfecte. Ce legat de registri, s-a luat act, într-adevăr sunt rezerve, urmează să fie publicate, dar în subdiviziunile structurale noi avem registri în partea ce ține de înregistrarea cadourilor admisibile, inadmisibile, denunțarea influențelor necorespunzătoare, avertizorii de integritate, acestea sunt cu siguranță în toate subdiviziunile. Absolut, este raportarea. Totodată m-am uitat în tabel și raportarea. În partea ce ține de incidentele de integritate. Probabil s-au omis, noi avem pe anul 2019 nouă incidente de integritate raportate de către funcționarii fiscali, care ulterior sunt trimise materiale la CNA pentru examinare și pentru decizie în consecință. Adică tot ce se raportează de către colegi, imediat se raportează. Fie bunuri lăsate în birou, fie alte avantaje care sunt... adică sunt propuse colegilor din cadrul Serviciului Fiscal de Stat. În partea ce ține de linia anticorupție,
toate petițiile sunt înregistrate, inclusiv vocea se înregistrează, sunt examinate. Cum s-a menționat, mai mult contribuabile relatează pe acțiunile, inacțiunile, adică de disciplină, codul de conduită. Alte acte de corupție nu sunt, dacă sunt, contribuabile apelează direct la linia anticorupție din cadrul Centrului Național Anticorupție. Vă mulțumim, noi am luat act toate recomandările, respectiv deja urmează să raportăm conducerii ca să fie implementate, ca să îmbunătățim sectorul respectiv. Vă mulțumesc foarte mult! Ok, mulțumim foarte mult pentru intervenție. Dacă mai sunt doritori de a se pronunța sau dacă sunt întrebări, noi suntem deschiși. Da, Olga Krivoliubic? Dacă îmi permit. Da, Olga. Doamna Kirioglu, puteți interveni dumneavoastră, poftim. Mulțumesc, probabil ambele odată am vrut să intervenim. Eu aș vrea pe final să mulțumesc experților pentru raportul amplu care și complex care de fapt a fost prezentat, cu recomandările de fapt concrete pentru fiecare situație care urmează a fi luate în calcul de către serviciul fiscal și implementate, nu doar luate în calcul. De asemenea, că veni vorba despre strategia națională de integritate, după cum a menționat doamna Irina Lupașcu, pentru că terminul de implementare acesteia expiră în 2020. Vreau să menționez că deja a fost emisă decizia Comisiei Parlamentare Securitate și Ordine Publică, prin care s-a decis prelungirea acestui termen a strategiei naționale de integritate și anticorupție, dat fiind faptul că este un document de politici foarte complex. Sunt foarte multe acțiuni care urmează încă a fi realizate până la elaborarea unei noi strategii. Vreau să mulțumesc pe final de asemenea și partenerilor noștri de dezvoltare și anume proiectul Națiunilor Unite pentru dezvoltare, lupta cu corupția prin consolidarea integrității durabile în Republica Moldova, deoarece fără susținerea și suportul lor nu ar fi fost posibilă elaborarea acestui raport. Și încă o dată mulțumesc experților care într-adevăr au lucrat foarte mult. Fapt ce este demonstrat și de volumul raportului care a fost prezentat și care, nu știu, probabil serviciul fiscal o să ia un pic timp ca să fac cunoștință cu el, pentru că asta am făcut și noi, un pic mai a durat cam mult. În același timp vreau să menționez că în cadrul premierii inițiativelor anticorupție, planul sectorial în domeniul fiscal a fost considerat unul din cele mai bine elaborate și structurate. Așa că eu vă doresc succes în continuare. Olga? Mulțumim! Da, mulțumesc! Eu de asemenea pe final sigur că aș vrea să mulțumesc experților pentru elaborarea raportului și aș vrea să mulțumesc Centrului Național Anticorupție, care este partenerul proiectului menționat, dar și reprezentanților Ministerului Finanțelor și a Serviciului Fiscal de Stat, care de asemenea au oferit suport informațional pentru elaborarea acestui raport, fără care nu ar fi fost posibil această elaborare a raportului. Și eu aș vrea să menționez un lucru care mi se pare destul de important, studiind raport și până la prezentare, dar inclusiv în cadrul prezentării de astăzi, mi-a atras în special atenția faptul că mai mulți contribuabili, în special reprezentanții sectorului privat, au constatat că unul dintre factorii care cumva afectează integritatea în sectorul fiscal este cadrul normativ ambigu care permite abordări diferențiate în unele situații. Și în acest sens, eu aș vrea să menționez, în special pentru cei care ne privesc eu, avem destul de mulți urmăritori pentru reprezentanții sectorului asociativ și a sectorului privat, că am lansat în acest an aplicația Reload, o puteți găsi foarte ușor accesând pagina CNA, deci este plasată pe un banner specializat și această aplicație permite oricui, inclusiv respectând anonimitatea, să raportați anumite norme care pot genera
corupție, deci anume norme ambigue, interpretabile sau conflicte de norme în legile adoptate, iar experții CNA vor analiza aceste raportări și eventual vor sesiza autoritățile responsabile, pentru că eu sunt sigură că aceste norme ambigue le creează probleme, ca să zic așa, nu doar contribuabililor, dar probabil pe alocuri și personalului Serviciului Fiscal de Stat și a Ministerului Finanțelor. Și pe această cale aș vrea să îndemn cetățenii, deci toți care ne privesc acum, să accesați și să folosiți această aplicație. Atât am vrut să spun și sper foarte mult că poate unele aspecte mai critice reflectate în acest raport vor fi luate drept critică constructivă de către colegii din autoritățile responsabile, astfel ca cu toții să avem serviciile publice integre. Mulțumesc! Și dacă îmi permiteți, la final am să mulțumesc și eu din partea Institutului pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale pentru suportul acordat de către PNUD Moldova, dar și cooperării și colaborării frumoase CNA-ului și Serviciului Fiscal de Stat, care au participat atât în chestionare, atât în la focus grupuri, ne-au furnizat informații pentru aceste rapoarte. Noi sperăm că raportul să fie util pentru dumneavoastră și să luați act cu privire la recomandările constructive pe care le-am făcut noi ca și reprezentanții a societății civile. Raportul integral îl puteți găsi pe pagina IDIS-ului, pe viitorul.org, dar și ulterior va fi publicat și pe pagina... Pe pagina PNUD, deja, da, este... Și pentru a facilita probabil și a vizualiza rezultatele într-un mod mai simplist, sunt elaborate și două infografice pentru cei care doresc să afle foarte repede principalele constatări ca să le poată vizualiza. Ținem să mulțumim și participanților care, ținând cont de faptul că am și depășit termenul pentru această prezentare, totuși au rămas conectați ca și la început, suntem același număr de persoane, ceea ce denotă faptul că subiectul a fost unul interesant pentru dumneavoastră și ați fost curioși să vedeți constatările și rezultatele, dar în mod deosebit și recomandările noastre. Noi vă dorim succese în realizarea viitoarelor activități. Noi rămânem deschiși către noi colaborări și clarificări în caz că sunt necesare. Și respectiv noi ca și reprezentanții ai societății civile o să rămânem acel watching dog în care o să supraveghem, să monitorizăm ceea ce fac instituțiile publice, dar în mod mijlocit venim și cu recomandări constructive, deoarece ne dorim pentru îmbunătățirea situației care este și pentru a aduce schimbări pozitive aici în Republica Moldova. Vă mulțumim tuturor și vă dorim o zi bună. Mulțumim. Mulțumim. La revedere. La revedere.